Cea de-a 25-a ediție a Festivalului Concurs de Creație și Interpretare a Romanței Crizantema de Argint revine. Se va desfășura în zilele de 3, 4 și 5 decembrie, iar preselecția va avea loc la începutul lunii octombrie la Direcția Cultură a Primăriei Chișinău. De-a lungul anilor, partenerul media principal al evenimentului este compania Teleradio Moldova. Preselecția festivalului va avea loc la sediul Direcției Cultură, biroul 540, în data de 1-3 octombrie, 8-10 octombrie. Concursul propriu zis va fi desfășurat în perioada 3-4 decembrie și la final gala premiilor și gala interpreților, în cadrul căruia vor participa laureații ediția 25-a, invitați artiști consacrați. Scriitorul Iulian Filip s-a referit la istoria Crizantemei de Argint, sora mai mică a Festivalului de Romanțe din România, Crizantema de Aur, și a anunțat că lucrează la un album aniversar. Compania Teleradio Moldova, care a imprimat toate edițiile și atunci, pe baza acestui material, acestei cronici, deci se poate de realizat un album de toată concretețea și toată frumusețea. Am decis la Academia de Științe să organizăm o conferință științifică consacrată istoriei acestui gen de artă, consacrată acelor interpreți care pe parcursul anilor au strălucit în acest festival și să vorbim despre acea importanță pe care a avut-o și o are romanța în muzica noastră națională. Un partener deosebit al festivalului rămâne Orchestra Folclor, sub bagheta maestrului Petre Neamțu, un mare susținător al romanței și interpreților de toate vârstele. Suntem o orchestră care de mulți ani de acum acompaniem și la Crizantema de Aur și la Crizantema de Argint. Acest festival este foarte important. Dacă pe vremuri se credea că romanța o pot cânta doar oamenii care au o practică de viață, acum vedem foarte mulți tineri care cântă foarte frumos și foarte bine romanța, care o simte. Venit pentru câteva clipe la conferința de presă dedicată festivalului, primarul Ion Ceban a fost laconic. Ne-am lansat foarte multe proiecte în acest an. Trebuie să adunăm oamenii de cultură. Am vorbit cu doamna director ca anul viitor să facă tot posibilul ca să multiplicăm la 3 bugetul pentru cultură. Asta este foarte important. În context au fost anunțate premiile ce vor fi oferite de Primăria Chișinău. Premiul mare este în valoare de 15.000 de lei, premiul 1 va fi de 10.000 lei, premiul 2 7.000 lei, premiul 3 5.000 lei. Vor fi și premii speciale oferite din partea Primăriei Municipiului Chișinău și premiul special oferit din partea Institutului Cultural Român. Festivalul se va desfășura la Teatrul Național Mihai Eminescu, unde va fi desfășurată o expoziție de fotografii din istoria Crizantemei de Argint.